Pensiile mici determină tot mai multe persoane în vârstă să apeleze la Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor pentru a împrumuta bani. Din această cauză, numărul celor care vor un împrumut crește de la an la an. La finele anului 2013 am avut 5.278. Am plecat cu un număr de 5.343, s-au înscris de-a lungul anului 403, dar au mai fost mutații prin, spre regretul nostru, decese, transferuri și acum avem 5.278. Motivele care îi aduc pe pensionari la ghișeele CAR sunt dintre cele mai diverse. La pensiile noastre mici nu poți să faci față. De ce ați venit, să vă plătiți rata sau pentru un nou împrumut? Îmi plătesc rata, am 2 milioane și să mai fac un împrumut. Pentru ce vă trebuie bani? Pentru următorul împrumut? Păi, în casă. Și am, plus am o nepoată la București care e la facultate, o ajut. Avem și noi nevoile noastre bătrânești. Pentru că pensia nu ajunge, nu? Poate că ar ajunge, dar cum zise domnul, mai ajutăm copiii. Copiii sunt cu salarii mici, deși sunt cu facultăți, salariile sunt bugetare amândoi, profesori, nu li se ajută și atunci noi trebuie să-i ajutăm. Pentru a împrumuta bani, pensionarii trebuie să îndeplinească 2 condiții. În primul rând trebuie să vină să se înscrie în asociația noastră. O taxă modică de înscriere 1% din contul pensiei și contribuția lunară care este de 2 lei. Când solicită împrumutul, trebuie să aibă un fond social a treia parte, o treime din suma solicitată. CAR-ul pensionarilor olteni a fost înființat în anul 1957 și are filiale în mai multe localități ale județului.